Cu toate că mai târziu, de exemplu, Răduceoiu, care și la anii lui are încă mintea coaptă, încă, dar e un copil nevinovat, un copil care a rămas copil. A rămas copil. A fost cu mine, a fost la Bari, l-am dus la Verona, l-am dus la Brescia, l-am dus la Milan, s-a însurat cu Astrid, cu o fată care servea în pauza meciului la Brescia, cu încă una. Le-am făcut prezentările, așa l-a cunoscut, a fost devenit soția lui, m-a invitat la nuntă. La nuntă mi-au furat și un Mercedes. Cum l-au furat? M-am dus la Brescia, la nuntă, am parcat mașina la hotel și când vin cu nevastă, mi-a zis că hai să-mi iau niște țigări. Și nu, e mașina. Mă râzut cu nevastă și nevastă deschide geamul. Ce te uiți, mami, la ce te uiți? Păi ce mâncă, poate s-a răzgândit și a adus mașina înapoi. Păi, dragă de gură, că nu mai vine mașina înapoi, zic. Ce, ai găsit-o? Hai să, nu, am făcut reclamație, că trebuia să depun reclamație. A venit peste un an, au găsit-o nemții, dezmembrată, nu știu cum. Dar mie m-a dat bani, asigurarea, nu e problemă. Că trebuia să mă duc la... Tot vorbeai de fotbaluri de altă dată. Și Răduceoiu, după asta, nevoasta, unul Bonetti, cu tare, s-a dus cu Bonetti și m-a lăsat pe mine. Uite, vezi, minte de copii. Uite-te la Răduceoiu, cine e azi și cine ar fi fost dacă era cu mine. Da. Mai mult decât atât, îi salvez și vreo 200-300 de mii de dolari cu Gianina, dacă o știi pe nevasta lui Sârbu. Am intrat în casă Fosta. Peste ea. Da, da. Și am luat banii, că ea l-a tâlcărit pe Răduceoiu. Pe bune? Pe bune, dacă ai cheltuit de 250-300 de mii și băiatul a prins-o cu un detectiv, cu băiatul lui Voloșenuc, Cătălin, care era guvernator la... Tu îți dai seama ce am făcut eu în 91? Credeți-mă, ăștia erau încă comuniști de la putere, Voloșenul, guvernatori, putea să-mi facă mie o cheie, să mă bage la pornire de atunci. Când ne-am dus cu doi martori frumos, am recuperat niște bani din cât i-a dat Răduceoiu, am recuperat niște blănuri, dar blănurile le tăia de gelozie cu cuțitul. Și m-am dus și zic, băi... Cine le tăia de gelozie? Răduceoiu, de gelozie. Că am prins-o în casa lui Cătălin ăsta. Ea s-a ascunsese sus, la mansardă. Ce cancanuri. Da. Foarte și da. Băiatul lui Voloșenuc, fiind copil atunci, copil la facultate, nu știu, mi-a deschis-o și am pus piciorul și zice, stai bă, că nu suntem tâlhari, cu ta sunt cu Răduceoiu, care vrea să-și recupereze din paguma, din banii. Păi da, dar Janina nu e, că vreau că e acasă, că am văzut mașina parcată, care i-a luat-o Răduceoiu, un Renault, că, cu care am mers eu după aia vreo lună pe aici. Uh-huh. Și am intrat, am venit, am luat două foi cu Indigo, eu, Gianina, cu tare, cu tare, cu tare, dau de bunăvoie restul de 50-40 de mii cât mai mai rămas, dau de voie mașina, cu tare, cea mai rămas, lui Răduceoiu. Deci de acolo ai avut chestia că, domne, Giovanni e și recuperator. Eram un procurator de ăsta, eram, cum procurator, spune, eram avocat, tată, cu patalamale, cu Indigo, cu aia, cu nu știu ce. L-am calmat pe Răduceoiu, i-am spus lui Cătălin, stai liniștit, că nu se întâmplă nimic. Omul a zis, da, domnule, dacă ai... avea un detectiv care o prinsese, care o urmărise pe ea. Mm-hmm. Ce vrei? Chestii de 21 de ani. Zin și mie. Eu, după aia ce? Eu m-am dus până bune. Du-te, mă, băiat. Uite la azi. Dacă era cu mine, poate era lângă mine azi. Apropo, da. De acum 21 de ani sau de mai demult. Eu știi, am fost dinamovistă. Dinamovistă... O să crăp, că na, știi cum e, cu câinii roșii până la moarte, așa și noi câinii de pază ai societății. Corect. În presă. Da? Dar mă doare sufletul că, uite, Dinamo a depășit gaura aia neagră financiară, n-a depășit totul, i-ai ajutat pe jucători când nu-și primeau, pe unii din ei, când nu-și primeau salariile. Dacă se arată Dragoș Sârbu, directorul general al firmei, ce cheltuieli are cu jucătorii la Dinamo, te sperie. Sute de mii de euro. Sute de mii. Sute deci de mii. I-ai ajutat. În ani, așa. Aha. Sute de mii. În cel puțin în ultimii 6-7 ani. Ghete, aia, n-am bani, nu mi-a dat Dinamo banii, nu mi-a făcut... Unul n-a ieșit de la Dinamo în ultimii 10 ani să poți să recupereze și Dinamo, și el, și cu tine. Nimic. Nimic. Dar de ce s-a ajuns în halul ăsta la Dinamo? De ce s-a ajuns? S-a ajuns pentru că... De-a și retrogradat. S-a manageriat rău. De când? Lucru care nu l-am înțeles și pentru mine e puțin așa... Acum, ok, am ajuns în situația asta cu insolvența. A venit domnul Zăvoleanu, ok, înțeleg. Specializat în de-astea, nu? Bravo lui! Dar ce caută domnul președinte
De la Cluj, cum îl chema? Care a fost la Cluj? Cu Pascani. Nu vine numele dânsului acum. Păi eu știu, de Pascani, la Cluj. Pascani a fost proprietarul. CFR-ul. Da. Și președintele a fost? Nu m-a băgat foarte tare. Profesorul, doctorul, doctor, profesor, nu știu cum. Ei, așa, și din cauza asta s-a ajuns. Și caută să vină la Cluj, Dita mai președintele la Cluj, putea să vină la Dinamo, să-ți iei un salariu de 3-4 mii. În sfârșit, eu... Da, oricum, Negoiță, am înțeles că a pierdut mulți bani. În relația a pierdut omul, a adus o insolvență, n-a mai putut să o țină. Păi omul ce trebuia să vândă hotelurile, Rin, aveam, dormeau la Rin, mâncau la Rin și așa mai departe, ce trebuia să facă? Zici mie, Denis Man și... Și Mihaila. Mihaila, așa. Român la Parma? Sunt jucători care i-au costat pe Parma 20 de milioane. Sunt jucători care câștigă împreună peste 1 milion de euro neto pe an. Dar n-au prea jucat. Parma așa are mult. Unul dintre cei mai bogați proprietari din serie A și B. Din tot fotbalul italian. Uite, întreabă, m-a spus Dragoș. Din Giovanni, aveam o factură în fiecare an de 60.000, de 30.000. E vineri, vineri plătesc. E sâmbătă, sâmbătă plătesc. Domnul Kraus, Kraus îl cheamă, are o afacere de 3 miliarde numai în Reggio Emilia, acolo. Numai în partea aia, Italia, în zona aia. Îți dai seama că dacă are o cifră de afaceri de 3 miliarde, înseamnă că 300 de, 10% din cifră de afaceri, înseamnă că e câștig. Sunt 300 de milioane. Numai acolo, nu mai spun ce câștigă în America și peste tot. Așa că rămân acolo, antrenorul are încredere mare în ei și începe cu primii amândoi în primul 11 din prima. Și vor să intre în seria. S-au făcut multe greșeli și acolo, pentru că omul chiar dacă are bani, alții au profitat, au venit, la. Acum omul și-a deștrat deșteptate, l-are pe Fiso, acolo l-a luat și pe Bigon, pe Buffon. Și joacă și anul ăsta la 41-42 de ani, încă un an, dar va rămâne acolo să-l, să fie... Ești cu ochii pe cineva de la Parma? De la Parma, cu ochii, păi am pe ăștia doi, poate mai duc unul. De asta zic, mai aduci? Vedem, vedem cum începe, cum începe. Nu vrei să spui nimic, ești secretos. Mai am o echipă în Italia, tot în Serie B, care a jucat barajul cu Monza, echipa lui Berlusconi. Au avut 2-0 mitul 2 și au pierdut în prelungiri. Putea să intrena. Pisa, condusă tot de un american și un italian, care și ea vrea să intre. Dacă tot au jucat barajul să intre, vor să intre în A. Și vom colabora cu aceste două echipe ca să intre amândouă în A și succes. Să profite și jucătorii români. Succes!